ți-ai dorit vreodată să nu mai fie nevoie să storci rufe, să tunzi iarba sau să duci gunoiul? Un studiu publicat recent în Arhivele Medicinei Interne a descoperit că vârstnicii care consumă mai multă energie pentru întâlnicirile zilnice sunt mai puțin predispuși la declin mental pe măsură ce înaintează vârsta. Participanții din cel mai activ grup au fost cu 91% mai puțin predispuși la declin al memoriei, concentrării și abilităților verbale după 5 ani, comparativ cu cei din grupul mai puțin activ. S-a dovedit acest lucru, dar există speranță. În timp ce un program regulat de exerciții fizice este o parte importantă a unui stil de viață sănătos, nu neglijați activitățile fizice de pe parcursul întregii zile. Seniorii din grupul cel mai activ consumau mai multe calorii în activitățile vieții de zi cu zi, plimbându-se mai mult, urcând mai multe scări, implicându-se în îngrijirea altora și în voluntariat, pur și simplu mișcându-se mai mult. Deși nu sunt considerate în mod obișnuit exerciții fizice, aceste activități cresc rata cardiacă și îmbunătățesc circulația sangvină, protejând și funcțiile creierului.